Legile lui Zamolxe Legea 1 Dincolo de curgerea timpului și de cugetarea zeilor, este focul cel viu și veșnic, din care vin toate și prin care ființează toate cele ce sunt. Totul și nimicul sunt suflarea sa. Golul și plinul sunt mâinile sale. Mișcarea și nemișcarea sunt picioarele sale. Nicăieri și peste tot este mijlocul său. Iar chipul său este lumina. Nimic nu este făptuit fără de lumină și tot ce vine din lumină prinde viață și ia făptură. Remera Remarc unicitatea zeului suprem, care este focul cel veșnic și viu și care înglobează totul. Pare a fi mai degrabă reprezentarea unui concept ce ține de hermetism oricum vine în contrast cu ceea ce știm noi despre zeitățile din vremea getodacilor. Scrierile vechi ne amintesc de câteva zeități. Gebeleisis, Bendis, Derzelas, Cotis și apoi chiar Zamolxis. Zamolxe toate aceste zeități au fost preluate și adaptate specificului acestei zone. Nu se pot scoate foarte ușor unele obișnuințe din mentalul colectiv. Nici până în ziua de azi nu s-a reușit eliminarea conceptului de zeitate. Faptul că acum vă rugați unui anumit sfânt este tot una. Nu cuvântul în sine este important, ci percepția pe care îl are în zona psihomentală. Același respect îl aveau zeii din vechime ca și sfinții de azi. Oricum, getodacii aveau foarte puțin zei față de celelalte popoare și mult mai puțin decât sfinții de acum. Prin această primă lege am căutat să restrâng zeitățile într-o zonă distinctă și să redau vieții ceea ce este al vieții adică totul. Remera este totuși o mare diferență. Zeii din vechime erau imaginari, sfinții creștini și-au meritat locul prin viața pe care au avut-o. Cei mai mulți sunt martiri care s-au dedicat sau și-au dat viața pentru cauza creștinismului. Zamolxe Nu Dumnezeu i-a sanctificat, ci oamenii. Nu Dumnezeu v-a spus să vă închinați sfinților, ci oamenii. Chiar dacă în trecut zeii erau imaginari, acțiunile lor erau cât se poate de reale. Bisericii i-a convenit să preia modelul anterior, deoarece acest lucru i-a adus putere și beneficii. Cu cât sunt mai mulți sfinți, cu atât mai bine pentru ei. Uită-te pe un calendar creștin. Câte zile aparțin Sfinților? Câteva aparțin vouă. După cum spune o vorbă de a noastră, aceeași mărie cu altă pălărie. Zeii și Sfinții au puterea pe care le-o dați. Remerra: Oamenii din vechime erau mult mai limitați decât acum se aflau sub spectrul secetei, al foametei, al năvălirilor, al vitregiilor naturii. Poate că această formă de organizare era necesară, îi făceau să se simtă cel puțin sufletește, ocrotiți că cineva îi ajută, îi ocrătește, le pasă de ei. Zamolxe, nu are rost să discutăm despre aceste aspecte. Toate religiile au apărut prin justificarea așa ziselor neputințe și limitări, temerilor, iluziilor de tot felul. Până când omul nu va privi în lăuntrul său și va descoperi scânteia divină a focului viu, va justifica nevoia de zei sau sfinți. Remera, până la urmă te-au pus pe tine, zeu suprem, Zamolxe. Au făcut aceeași greșeală. La început m-au luat drept exemplu, iar mai apoi lenea și ignoranța i-au făcut să împaseze mie mai toate responsabilitățile lor. Deși preoții vremii știau foarte bine că orice speranță legată de exterior creează dependență, sclavie, iar mai târziu aduce suferința. Remera nu credeam că dihotomia divină, nicăieri și peste tot, este mijlocul său, așa cum spune în lege, era un concept înțeles în acele vremuri îndepărtate. Zamolxe era chiar mai bine înțeles decât acum. Vechii getodaci rezonau mai bine cu acest concept, deoarece erau într-o mai bună și armonioasă relație cu natura. Acest aparent paradox al divinității este o lege universală, numită și legea potențialității, adică totul este cu putință. Este desprinsă din legea mentalismului. Această lege se percepe mai mult cu sufletul decât cu mintea și este nevoie de o bună corespondență între interior și exterior.